Noi obișnuim de la începutul acestui an, în fiecare duminică dimineața, aproape, cu câteva excepții, să avem o serie de mesaje de învățătură pe marile doctrine ale Bibliei. Credem din toată inima noastră în predicarea cuvântului lui Dumnezeu, așa cum este el, cât mai serios, cât mai concentrat. Așa că în această dimineață începem o nouă doctrină din seria pe care noi am numit-o Sunt convins. Este de fapt penultima doctrină, doctrina despre biserică. Acum, dacă vă întrebați câte doctrine mai avem, mai avem una. Mai avem doctrina despre lucrurile din urmă, care am lăsat-o mai la urmă în noiembrie. Despre biserică noi am mai vorbit, de fapt am avut o serie de mesaje în primele 6 luni de viață a bisericii noastre, numită Biserica în Lumina Bibliei. Cei care aveți vechime așa printre noi, să mă uit așa care aveți vechime printre noi, care ați fost cu noi de la început, în primele 6 luni de zile ale bisericii noastre, am încercat să vedem ce este de fapt biserica și 6 luni de zile am răspuns la această întrebare, ce este biserica. Ei, sper că vă amintiți, dacă nu vă amintiți, ne vom reaminti împreună câteva lucruri în această dimineață, vom învăța altele noi. Azi vorbim despre ce este biserica și duminica viitoare, dacă ne ajute Dumnezeu, probabil vom vedea ce face biserica. Deci, ce este biserica sau natura bisericii? N-am să citesc niciun verset biblic, pentru că o să fie din belșug apoi în timpul predicii. E foarte greu să vorbești cu oamenii despre biserică. De ce? Subiectul acesta al bisericii este întâmplând două probleme. Odată e un subiect neînțeles. Pe cât de mult vorbesc cu oamenii despre biserică și folosesc cuvântul biserică, pe atât de puțin îl înțeleg. Pe cât de folosit este, pe atât de răstălmăcit este. Unii oameni când aud cuvântul biserică se gândesc la un cult. Așa se face că avem expresia biserica penticostală sau biserica alta sau biserica cutare. Folosim cuvântul biserică cu referire la un cult și cum există multe culte, există și multă confuzie. Nu pot intra într-un cabinet sau undeva și să spun că sunt pastor fără ca cineva să mă spună: bine, domnul pastor, dar care e atunci biserica adevărată? Evident, cu referire la un cult. Dar nicăieri în Biblie nu veți găsi cuvântul biserică cu referire la un cult. Pentru unii, biserica e o clădire. Unii, și poate cel mai des, folosesc oamenii cuvântul biserică cu gândul la o clădire. Poate chiar și tu astăzi ai folosit acest cuvânt în acest sens. Te-ai trezit și ai zis copiilor tăi: treziți-vă, mergem la biserică. Cu gândul că biserica este o clădire, este un locaș de închinare. Și vreau să spun că în Biblie nu găsim, folosindu-se acest cuvânt, biserică, ca făcând referire la o clădire. În primele 4 secole ale bisericii, biserica nu avea o clădire consacrată. Biserica se aduna în case, se aduna în secret, se adunau în diferite locuri, era persecuție. În primele 4 secole, biserica n-a însemnat niciodată o clădire. Un pastor baptist englez spunea că într-o zi elevii din orașul lui au fost duși de profesori să viziteze bisericile din oraș. Și au ajuns și la biserica lor. Și copiii zâmbitori au sunat la ușă, a venit acolo la poartă și l-au rugat respectos: domnule pastor, vă rugăm să ne arătați biserică. Și el a zis: nu se poate. Nu-i posibil. Cum adică au zis copiii? Nu-i posibil, au zis el. Dar de ce au zis copiii mirați? Pentru că nu-i aici. Copiii, total atunci, în confuzie, au zis: dar unde e biserică? Păi zice, o parte e la lucru, o parte e acasă, o parte e în cartierul ăla din oraș, o parte e la țară. De fapt, a zis pastorul ăsta, biserica noastră e peste tot. Acum copiii erau deja
total debusolați. Și atunci el a continuat și a spus în felul următor: biserica nu este clădirea aceasta, care era o clădire nouă, recent construită. Biserica sunt oamenii. Și noi știm asta, biserica nu e clădirea, biserica sunt oamenii. Biserica este formată din pietre vii, nu din beton, nu din fier, nu din materialele astea fără viață pe care le vedeți aici. Noi suntem biserica. Și dacă am uitat asta, ne-a dus aminte pandemia. A văzut în pandemie că biserica s-a adunat cum a putut, unde a putut, când a putut, în curți, în parcări, în parcuri. Ne-am adunat fiecare dintre noi cum am putut. Ne-am amintit, ne-am reamintit, ne-a reamintit Dumnezeu că biserica nu este o clădire. Și când am mai putut să ne adunăm în clădire, unii n-am știut ce să facem. Biserica suntem noi. Biserica nu e un cult, biserica nu e o clădire, biserica nu este o construcție sociologică. Foarte mulți oameni cred că biserica este o instituție printre multe alte instituții ale societății. Și oamenii vorbesc despre lucrul acesta, despre instituția bisericii, despre lumea politică, despre spitale, despre sistemul medical, despre armată, și când apare o criză și tot apar crize, văd că mai nou nu se termină una că apare alta, oamenii întreabă: și unde e biserica? Și ce face acum biserica? Dar vedeți dumneavoastră, nu putem înțelege ce trebuie să facă biserica până când nu înțelegem ce este biserica. Biserica nu este o instituție printre alte instituții, ea nu este o construcție umană, biserica este mult mai mult decât atât. Ea nu e o clădire, ea nu e un cult, ea nu este o instituție, biserica e mult mai mult decât atât. Știți de ce nu înțelegem noi ce e biserica, de ce subiectul acesta este neînțeles? Este neînțeles, spunea cineva, un răspuns ar fi că în cei 2000 de ani nu s-a scris așa de mult despre biserică cât despre alte subiecte. Am scris despre Hristos, am scris despre Sfânta Treime, am scris despre mântuire, am lămurit lucrurile, dar biserica sau subiectul bisericii, doctrina bisericii, a rămas cumva așa foarte puțin abordată. Abia acum, în secolul 20, în secolul 21, începem să scriem și cineva spunea că cel mai dezbătut subiect la ora actuală printre cărți este acest subiect al bisericii, doctrina bisericii, ce este biserică, de ce? Un răspuns ar fi mișcarea ecumenică. Mișcarea ecumenică care are ca preocupare principală unirea bisericilor și relațiile dintre biserici. Și abia acum începem să ne întrebăm, bine totuși, dar ce-i biserica? Și ce face biserica ca să fie o biserică? Când nu mai este biserica, biserică? Un subiect neînțeles. Un subiect neimportant. Considerat neimportant de mulți. Am întâlnit oameni care mi-au zis, inclusiv unii care se declarau creștini: domnul pastor, eu vreau pe Iisus, dar nu vreau biserica. Eu vreau pe Hristos, dar nu vreau biserica. Și am întâlnit oameni care au această filozofie, care rostogolesc în mintea lor această idee că ei vor să fie creștini, dar fără biserică. De ce zic oamenii asta? Ați auzit oameni care zic așa? Sunt oameni, mulți, tot mai mulți. Există în Occident un curent anti-sistem, anti orice fel de organizație. Vor să fie creștini, dar nu vor biserică. De ce zic oamenii asta? Există câteva motive, vreau să vi le zic. Comoditate. Sau mai pe românește, lene. Păi normal că a fi membru într-o biserică înseamnă ca să mergi la biserica aceea, să te implici la biserica aceea, să dai socoteală la biserica aceea, e multă muncă. Păi de ce să fii tu membru într-o biserică când poți să fii creștin și să stai acasă pe canapea? Normal că tu îl vrei pe Iisus, dar nu vrei biserica. Și pentru unii oameni, în spatele acestei afirmații, de fapt e o lene din asta mascată. Ei sunt și leneși, dar vor să pară și spiritual. Eu îl vreau pe Iisus, dar eu nu vreau biserică. Pentru alții, motivul e că au avut dezamăgiri în biserică. Conflicte în biserică. Au fost undeva și cineva a spus ceva, cineva a făcut ceva, ceva s-a întâmplat,
Oamenii aceștia au fost răniți într-un fel, așa că s-au gândit, mai renunț la biserică, dar nu renunț la Iisus. Și pot să vă spun că am întâlnit astfel de cazuri în care oamenii au încercat să renunțe la biserică, dar să nu renunțe la Iisus. Au zis, dar mă rog acasă. Și s-au rugat acasă, o vreme. Și apoi nu s-au mai rugat acasă. Și apoi nu s-au mai ținut. Am întâlnit oameni care au zis, eu îl vreau pe Iisus, dar nu vreau biserica. Și nu au mai mers la biserică ani de zile, zeci de ani, unii până în momentul morților. Și au murit așa, în ochii oamenilor și în ochii noștri. Nu știm, Dumnezeu știe. Dar există și această categorie de oameni care au avut experiențe neplăcute, nedorite și au zis, gata, renunț la biserică, dar de Iisus încerc să mă țin. Și dacă în această dimineață ești aici, sau dacă în această dimineață ne urmărești, nu știu de unde ne urmărești, vreau să spun ceva, și Iisus a avut experiențe neplăcute cu oamenii religioși. De fapt, pe Iisus l-au și omorât, dar El n-a renunțat la biserică. Nimeni nu trebuie să renunțe niciodată la biserică. Mai există un motiv aici, cunoașterea, ignoranța. Unor oameni niciodată nu li s-a explicat clar de ce este biserica importantă. Pentru că dacă li s-ar fi explicat clar, ar fi înțeles că, de fapt, cuvântul acesta, biserică, este atât de important în Noul Testament încât apare de peste 100 de ori, mai exact 114 ori, și primul care a folosit acest cuvânt a fost Iisus. Iisus a spus pentru prima dată cuvântul biserică. Biserica a fost ideea lui Iisus Hristos. Ideea de a aparține unei biserici îi aparține lui Iisus Hristos. Nu este ideea mea, nu este ideea ta, nu niște 10 pastori într-o cămăruță sau gândim aici ce să facem noi. Hristos a rostit pentru prima dată și a avut această idee a bisericii. Și vreau să vă citesc un verset. Ioan 13:35 spune, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Observați cum relația cu Hristos și relația cu oamenii sunt două fețe ale aceleași monede. Relația cu Hristos care nu se vede, se va oglindi în relația cu oamenii care se văd. Ce nu se vede se va oglindi în ce nu se vede. Oamenii vor cunoaște că ești al meu dacă tu vei avea dragoste față de cel de lângă tine. Nu se poate să fii al lui Hristos și să nu vrei biserică. Nu se poate. Poate în altă Biblie, dar în asta care e aici, nu există așa ceva. Mai mult dacă ți-ar fi explicat cineva și dacă ar fi stat cineva de vorbă cu tine, ți-ar fi spus că Hristos a murit pe cruce pentru biserică. Hristos a plătit cu sângele Lui ca să facă biserica posibilă. Ce face Hristos acum? Am să spun, El șa de la dreapta Tatălui și iubește biserica, hrănește biserica, pregătește biserica, ca într-o zi să înfățișeze biserica în fața Tatălui. Ce face Hristos acum? Își împlinește promisiunea când a zis, eu voi zidi biserica mea. Când tu nu ești în biserică, te fur singur de binecuvântările pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru biserică. Poți să fii creștin și să nu fii în biserică? Nu. Un subiect neînțeles, un subiect considerat de unii neimportant, dar el este foarte important. În această dimineață, întrebarea care este înaintea noastră, ce este biserica, este una importantă. Acum noi la Lumină avem numai întrebări importante. Și în această dimineață, hai să aflăm. Și vreau să privim la trei lucruri, unul la definirea bisericii și vom trece prin diferite subpuncte. Vreau să privim la delimitarea bisericii, să vedem ce nu este biserică. Și în cele din urmă vreau să vedem cum descrie biserica, cum descrie Biblia biserica, ce este biserica, prin imaginile biblice. În primul rând, definirea bisericii și vreau să ne oprim la cuvântul biserică. Un cuvânt pe care îl folosim mult, cuvântul biserică. Ei, cuvântul românesc biserică derivă din latinescul basilica, care făcea referire la clădirea publică la romani. Era locul acela în care romanii se întruneau și judecau. Uneori era numită și clădirea împăratului. Era un loc public în care romanii judecau, se oficiau diferite lucruri, se judecau diferite lucruri. Ei, biserica, la început, biserica creștină nu a avut clădiri.
în secolul 1, secolul 2, secolul 3, secolul 4, biserica se aduna în case, se aduna în cămăruțe, se aduna în secret. Abia din secolul 4, după ce creștinismul devine oficial, religie de stat, creștinii nu s-au mai adunat în privat, în secret, ci s-au adunat unde? În clădiri publice. Așa că aceste clădiri ale creștinilor au ajuns să fie numite cum? Biserici. De la acest cuvânt latinesc, care are și el o origine grecească, dar cuvântul în limba română cam de acolo vine. Ei, dar cuvântul ăsta are mai mult legătură cu clădire. Și noi am văzut deja că biserica nu este o clădire. Biserica e mai mult decât o clădire. Biserica nu este un loc, nu? Unde se oficiază acte de cult. Biserica e mai mult decât atât. Mai relevant pentru discuția noastră în această dimineață este un alt cuvânt. Un cuvânt grecesc, dar pe care știți cu toții, cuvântul eclesia. Cuvântul eclesia și varianta lui din limba ebraică, pe care n-am să-l încerc să-l rostesc acum, au la bază acest verb, a convoca, a chema. Eclesia, ce era eclesia? Eclesia era adunarea celor care sunt chemați împreună, celor care sunt convocați. Eclesia în lumea romană, în lumea, în Imperiul grecesc, roman, dacă vreți, era adunarea celor chemați. Era adunarea cetățenilor unui oraș, chemați împreună, aveau un rol juridic, aveau un rol legislativ, ei aveau drept de vot și trebuiau ca să voteze anumite lucruri acolo. Și statul, practic, îi chema pe oamenii aceștia și spunea, avem de luat niște decizii. Și toți care aveau drept de vot trebuiau ca să-și exprime votul acesta, să-și asume responsabilitățile, să ia parte la decizii. Acolo, în eclesia, în adunarea cetățenilor, se pornea război, se încheia pace, se discuta cazul unui cetățean. Asta este eclesia. Ei, ce este biserica? Biserica nu este clădirea unde se adună oamenii, ci biserica este comunitatea care se adună. Dacă vreți, este comunitatea celor chemați. Vreau să vă citesc aici ce spune un teolog care îmi place foarte mult cum pune în cuvinte ideea aceasta. William Barclay spune așa: biserica este un grup de oameni care se adună nu atât de mult pentru că ei au hotărât să se întâlnească, ci pentru că Dumnezeu i-a chemat la el. Ei se adună nu pentru a-și împărtăși propriile gânduri și păreri, ci se adună pentru a asculta vocea lui Dumnezeu. Asta este eclesia. E adunarea celor chemați. Cine îi cheamă? Dumnezeu îi cheamă. De unde îi cheamă? Din lumea aceasta îi cheamă. De ce se adună ei să împărtășească părerile lor? Nu. Se adună să asculte vocea lui Dumnezeu, se adună ca să se aducă închinare lui Dumnezeu, se adună ca să le dea Dumnezeu direcție. Asta este eclesia. Este biserica celor, adunarea celor chemați. De Dumnezeu. În centru nu e clădirea, în centru nu este cultul, în centru nu sunt părerile tale, în centru nu sunt tradițiile mele, în centru este Dumnezeu care cheamă. Ce-i biserica? Comunitatea celor chemați. Doctrina despre biserică urmează deseori după doctrina despre mântuire și într-un sens biserica e comunitatea celor mântuiți. Celor salvați. E comunitatea celor care prin moartea lui Hristos au fost împăcați în mod mântuitor cu Dumnezeu Tatăl. Asta este biserica. Bun, hai să mergem un pic mai departe la comunitatea bisericii și vreau să vedem un pic în ce sens folosește Biblia acest cuvânt biserică. Am văzut ce este. E adunarea celor chemați. Dar biserica în Biblie, așa cum o folosește Iisus, cum folosește Pavel, cum folosește alții, are două sensuri. Unul, biserica universală și biserica locală. Și noi mai am vorbit despre asta pe la începutul bisericii noastre. Mă amintesc chiar eu, am predicat la un moment dat despre de ce este important să fim membri într-o biserică locală. Dar vreau să ne reîmprospătăm un pic memoria. Care e diferența dintre biserica universală și biserica locală? Ei, biserica universală include toate persoanele din orice loc sau timp al istoriei care, atenție, au fost, sunt sau vor fi legate de Hristos printr-o relație mântuitoare. Deci biserica universală este totalitatea celor mântuiți, toți creștinii din toate timpurile. Asta e biserica universală. Ea deseori apare în Biblie la singular
Și vreau să vedem două versete măcar. Matei 16 cu 18 spune, Iisus vorbind cu Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, observați singularul, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, adică biserica universală. Un alt verset nu apare acolo, Efeseni 5 cu 25, bărbaților, iubiți-vă nevestele după cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Credeam că surorile o să aduc aici aminul ăsta hotărât. Așa zice Biblia. Iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica. La singular, biserica universală. Din ce e formată biserica? Toți creștinii. Putem noi vedea toți creștinii? Nu. Știm noi numărul tuturor creștinilor? Nu. Și cine știe? Dumnezeu. Aici Dumnezeu e secretar. Și registrul lui știți cum se numește? Cartea vieții. El știe cine e trecut acolo și cine nu. Totalitatea celor credincioși. Din toate timpurile. Nu doar cei care sunt în viață acum, ci cei care au fost sau cei care vor fi. Dumnezeul știe pe fiecare dintre ei. Asta este biserica universală. Vezi, când cineva pleacă dintre noi, avem această impresie că l-am pierdut. Nu, el rămâne în biserică. Ei, în care? În biserica universală. Nu mai este în biserica locală, nu mai este printre noi, nu mai este în viață, dar el este în continuare în ce? În biserica universală. El n-a ieșit din biserică, el este în biserică. Care este biserica locală? Biserica locală include grupul de credincioși care se adună într-un loc anume, într-un timp anume. De obicei, în Biblie apare cu o precizare geografică și de cele mai multe ori la plural în câteva contexte, altor la singular. Haideți să vedem câteva versete. Fapte 8 cu 1. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. E foarte clar că nu toată biserica a fost persecutată, ci doar biserica din Ierusalim. Așa cum astăzi, nu toată biserica e persecutată. De exemplu, azi e persecutată biserica din Coreea de Nord sau biserica din țările musulmane, biserici locale. Pavel zice salutări, har și pace către bisericile Galatiei. Galatia era o regiune. Către regiunea asta, către toate bisericile de aici, Pavel zice har și pace. Chiar Iisus zice, nu în Matei 16, dar 18, vă amintiți, pasajul acela foarte citit și citat când e vorba de un conflict. Dacă ai o problemă cu cineva, du-te, spune-i lui. Dacă el nu te ascultă, mai ia doi frați. Dacă nu te ascultă, n-ascultă nici de voi, spune-l cui? Biserici. E clar că Iisus se referă aici la biserica locală, nu biserica universală. Nu se așteaptă Iisus să te urci în avion și să mergi din biserică în biserică să spui ce s-a făcut fratele. Nu? E biserica locală, dintr-un loc, spune-l biserici. E biserica locală are un număr fix, noi o putem vedea, îi știm numărul, uneori e o biserică mică, alteori o biserică mare, diferite ca maturitate, ca mentalitate, împărțite în culte, organizații și etichete, tot felul de biserici locale. Vedeți, când privim lucrurile în felul acesta, de fapt, ce înțelegem? Că biserica locală e partea văzută a bisericii universale. Cineva spunea, este ca și un iceberg, practic, ce se vede e doar o mică parte din întreaga realitate. Ce noi vedem, ce tu ai văzut în satul părinților tăi, ai zis, bă, câți sunt acolo? Sunt 10, sunt 15, sunt 20, sunt 500, sunt 1000. Ce se vede, e o mică parte din ce nu se vede. E, și ce nu se vede, e mare. Cât de mare e biserica? E foarte mare și e tot mai mare. Ea nu scade niciodată. Vreau să precizez aici două lucruri în legătură cu biserica locală și universală. Ambele sunt importante. Dacă faci parte din biserica universală, dacă ai crezut cu adevărat în Hristos, va trebui să-ți cauți o biserică locală. Va trebui să-ți cauți o comunitate, va trebui să-ți cauți o familie spirituală, va trebui să-ți cauți un grup de care să ții. Nu poți să-L ai pe Hristos, dar să n-ai biserica Lui. Va trebui să te lipești de o biserică locală. Dacă cu adevărat Dumnezeu ți-a schimbat viața, va trebui să fii undeva și să spui, vreau să fiu membru aici, vreau să aparțin aici, vreau să dau socoteală cuiva care e aici. Trebuie să-ți cauți o biserică.
Îți amintesc că Iisus a spus când ne-a învățat să ne rugăm, când vă rugați să ziceți Tatăl nostru, nu Tatăl meu, Tatăl nostru. Suntem o familie. Crezi că poți să ai părtășie cu Dumnezeu pe care nu-L vezi, dar nu-I suporți pe ăștia pe care poți să-I vezi? Biblia spune, nu te înșela. Dacă cu adevărat ești în biserica universală, caută-ți o biserică locală. Biserica locală este importantă. Noi aici în Oradea suntem așa de binecuvântați încât sunt atâtea biserici. Să dea Dumnezeu să fie în România și în toată lumea aceasta cât mai multe biserici și cât mai mulți oameni care să-L caute pe Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu. Și nu ne dăm seama cât de important e o biserică locală. Dar mă amintesc că în urmă cu ani de zile am ajuns undeva, cred că în Spania eram, și stăteam de vorbă cu niște oameni care erau acolo, în regiunea aceea. Unii veneau de la 60 de kilometri, 70 de kilometri, 80 de kilometri, 100 de kilometri. Veneau duminică de duminică, uneori de două ori pe duminică, dus întors, 100 încolo, 100 încoace, să fie la biserică. Știți ce mi-au spus oamenii aceștia? Ne-am putea duce într-o altă țară, ne-am putea duce într-o altă parte a Spaniei, unde am câștigat mai bine, dar nu găsim o biserică mai bună. Rămânem aici pentru biserică. Avem impresia că biserica e așa ceva luat cu ușurință. Biserica locală e un lucru important. E partea văzută a bisericii universale. Caută-ți o biserică. Nu știu dacă ne asculți pe internet și știu că sunt oameni care după pandemie efectiv n-au mai mers la biserică. Sunt oameni care după 3 ani de zile după ce s-a terminat povestea asta încă stau în fața ecranului online încercând să se închine cu noi. Vreau să spun ceva. Ieși din casă și du-te și caută-ți o familie spirituală unde să te poți închina și să poți asculta și să faci parte de undeva. Asta a zis Hristos. Biserica este importantă, și cea locală, și cea universală. Mai mult, Dumnezeu vede biserica ca fiind una. Sunt multe biserici, de multe feluri, dar în ochii lui Dumnezeu sunt una. Există o singură biserică. Va fi ea vreodată unită pe pământ? Nu cred. Cineva spunea că dacă azi ar uni cineva toate cultele creștine, n-ar rezista până miercuri. Și s-ar despărți. De ce? Natura umană, care e imperfectă, care e slabă, câtă vreme avem în noi firea pământească, niciodată pe pământ, toate bisericile locale, mici și mari, nu vor fi niciodată unite. Niciodată. În cer, da. În cer, nimeni nu va mai zice, sunt penticostal. În cer, va fi momentul în care organizațiile rămân aici. Biserica va rezista pentru veșnicie în prezența lui Dumnezeu. N-ar trebui să avem această așteptare. Dar de asemenea vreau să spun ceva. Chiar dacă cumva bisericii locale au diferențe între ele și aparent sunt dezbinate, există o unitate totuși într-un miez comun al credinței. Ce înseamnă asta? Înseamnă că toate cultele creștine sau aproape toate cultele creștine care se declară creștine au un miez al credinței. E ceva în comun. Toți declară, cel puțin, da, declarativ că există Dumnezeu. Că Dumnezeu a avut un fiu, că fiul ăsta s-a întrupat, că a trăit, că a murit, că a fost îngropat, că a înviat. Și dacă vrei să fii mântuit, trebuie să crezi că El a murit în locul tău și prin credința și prin harul care curge din El și tu într-o zi vei fi mântuit și El, Hristos, va reveni într-o zi a doua oară, cel puțin declarativ, cultele creștine declară acest miez al credinței. Îi dezbinare, da, dar există acest miez, acest nucleu, dacă vreți, al credinței. Și ascultă-mă, dacă nu crezi aceste lucruri, dacă biserica are dreptate și noi credem că avem, miezul ăsta al credinței e suficient să dea lumea peste cap. Că într-o zi Hristos va reveni a doua oară. Dincolo de părerile mele, dincolo de faptul că mie nu-mi place de tine și ție nu-ți place de mine și nouă nu ne place de altul, dincolo de tradițiile noastre, există acest miez comun al credinței, al creștinismului. Dar îți mai spun ceva, Dumnezeu vede biserica ca fiind una. Una. Știu că noi nu o vedem una. De fapt, noi nu o vedem nici sfântă. Dar El zice că e sfântă. Cineva spunea că deseori trecea cu avionul peste un grup de insule și din avion, de sus, zice, păreau bucăți independente de pământ. Dar în adâncime, zicea el,
ele făceau parte din aceeași bucată de pământ acolo în adâncuri. La fel e și biserica, să știți. Toate bisericuțele astea locale, Dumnezeu cunoaște și privind, Dumnezeu știe că în profunzime, în ochii Lui, Dumnezeu vede biserica ca una. De aceea nu greșim când spunem există o singură biserică. Cineva spunea, și vreau să vă spun, în dimineața asta, Dumnezeu a îngăduit ca trupul fizic al lui Hristos să fie frânt. Ca trupul spiritual al lui Hristos, care e biserica, să nu fie frânt. Pe cruce l-au zdrobit, dar biserica nu-i bucăți. E o biserică. În ochii lui Dumnezeu, Dumnezeu îi cunoaște pe fiecare care stă lui. Ei, dar cum ajungem în biserică? Care e calea să ajungem în biserică? Am văzut că Eclesia este comunitatea celor chemați, celor convocați. Cine cheamă? Dumnezeu cheamă. Dumnezeu are inițiativa, El ia decizia ca cineva să intre în biserică. Biserica, spune Biblia, este a lui Dumnezeu. Se repete această expresie, biserica lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu din Roma, biserica lui Dumnezeu din Corint, biserica lui Dumnezeu din România, biserica lui Dumnezeu din Europa. A cui e biserică? E a lui Dumnezeu. E familia lui Dumnezeu. E, într-o familie poți intra în două feluri. Ori te naști, ori ești adoptat. Acum, de născut, Dumnezeu are un singur fiu născut, Iisus Hristos. Noi toți ceilalți am fost adoptați, am fost înfiați în această familie. Ei, noi nu ne puteam declara singur, Doamne, eu vreau să fiu copilul Tău. Înainte să spui tu asta, Dumnezeu a zis, te vreau pe tine, îți deschid ușa, am să fac tot ce ține de mine ca lucrul acesta să fie posibil, ca apoi și tu să spui, Doamne, și eu vreau să fiu copilul meu. Decizia, inițiativa, chemarea este a lui Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl zice, vreau ca tu să fii copilul meu. Cum a făcut acest lucru? Trimițându-și Fiul ca să moară în locul meu și în locul tău și Duhul Sfânt prin lucrarea Lui mă convinge de cine a fost Iisus și de ce a făcut Iisus Hristos și că eu sunt în păcat și că nu sunt bine cum sunt, că trăiesc în stricăciune și trebuie să se întâmple ceva în viața mea și așa Dumnezeu mă adoptă. Cum? Prin lucrarea Duhului Sfânt, ca înainte, care ne amintește de ce a făcut Hristos pentru noi. Uite ce zice Biblia. 1 Corinteni 12 cu 13. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim ce? Un singur trup. Și apoi spune, fie greci, fie evrei, fie rov, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Sunt două lucruri diferite pe care le face Duhul. Unul are legătură cu mântuirea noastră, El ne naște din nou, ne convinge de păcat, ne dă o nouă natură, și altul care are legătură cu viața noastră, El ne naște din nou și apoi ne dă o nouă putere să trăim o viață nouă. Îți dă puterea Lui, dar înainte ca să-ți dea puterea Lui, El ți-a dat ce? Nașterea din nou? O nouă natură? Te-a iertat de păcatele tale, te-a curățat, te-a făcut un alt om și ești în biserică. Cum ajungem în biserică? Prin ce a făcut Hristos și prin ce aplică Duhul Sfânt în viața noastră. Hristos a realizat, Duhul aplică. Vreau să spun ceva, atenție. Atenție ție care crezi că dacă te-ai născut în biserică, ești biserică. Atenție tinere care crezi că dacă părinții tăi sunt pocăiți, tu ești pocăit. În biserică nu se naște nimeni. Te-ai născut într-o familie de creștini, te-ai născut într-o țară creștină, dar nu te-ai născut în biserică. Cineva spunea, Dumnezeu nu are nepoți. Nu a fi. Dacă să ajungi fiu, trebuie să fii adoptat. El cheamă, da, dar tu poți respinge. El cheamă, da, dar tu poți să te răzvrătești. El cheamă, într-adevăr, dar tu poți ca să refuzi. Tu te poți mulțumi cu starea în care ești. E biserica lui, el zice cine intră în ea, dar tu poți să zici, eu nu vreau. Și dacă n-ai intrat în biserica lui, ia în această dimineață decizia asta. Am văzut definirea bisericii. Vreau să mergem un pic mai departe la delimitarea bisericii. Am văzut ce e biserica, hai să vedem ce nu e biserica. Hai să vedem cu ce nu trebuie să confundăm biserica. Când putem vorbi despre biserică? Când a început biserica?
cel mai probabil și părerea cea mai comună este că biserica a început după învierea lui Iisus Hristos, după înălțarea lui Hristos, după pogorârea Duhului Sfânt. Abia după aceste lucruri Hristos devine capul bisericii, abia după aceste lucruri Hristos trimite Duhul Sfânt și Duhul Sfânt dă daruri, abia deci după jertfa lui Hristos, abia după înviere, înălțare și coborârea Duhului Sfânt, putem vorbi în mod sigur despre biserică. Și chiar Hristos spune acolo, Matei 16 cu 18, în discuția cu Petru, eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră, e discutabil care e piatra, nu o să lămurim acum care e piatra, dar tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Observați viitorul acesta. Voi zidi biserica mea. Biserica nu este încă zidită, biserica nu este ce-a fost, nu privim trecut să pui biserica undeva, biserica încă n-a fost până aici, biserica e ceva ce anunț acum și ceva ce vor realiza în viitor, voi zidi biserica mea. Haideți să vedem două lucruri cu care nu trebuie confundată biserica. Biserica nu este împărăția lui Dumnezeu. Există aici un verset care spune așa, Coloseni 1 cu 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Biserica este în împărăție, dar nu este împărăție. Biserica și împărăția lui Dumnezeu sunt două lucruri diferite. Biserica și împărăția lui Dumnezeu nu sunt sinonime. Și vreau să le definim un pic. Știu că îi solicitam pentru mintea noastră sau pentru mintea unora dintre voi care n-ați mai întâmpinat diferența asta, dar vreau să fim o biserică care înțelegem ce suntem și ce nu suntem. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu este domnia lui Dumnezeu. Este stăpânirea lui Dumnezeu. Vă întreb, Dumnezeu peste cât stăpânește? Peste tot. E stăpân absolut. Stăpânește peste natură? Da. Stăpânește peste istorie? Da. Stăpânește peste oameni? Da. Dumnezeu stăpânește, într-un sens, peste tot. El este împăratul tuturor și a toate. Ei, biserica este un domeniu peste care stăpânește Dumnezeu. Biserica e acea comunitate, dacă vreți, care spun, de oameni care spun de bună voie, nesiliți de nimeni, Dumnezeu este stăpân peste inima mea și peste viața mea. Deci, Dumnezeu stăpânește peste tot și unul din domeniile peste care stăpânește Dumnezeu este biserica. Ce înseamnă asta? Înseamnă că biserica face parte din împărăție, biserica mărturisește despre împărăție, biserica este instrumentul împărăției, dar nu este împărăția. Împărăția e mult mai mare decât biserica. Asta întreb altfel. Stăpânește Dumnezeu peste îngeri? Da. Îngerii fac parte din biserică? Nu. Vor face parte vreodată din biserică? Nu. De ce? Doar oamenilor li s-a dat acest har. Ei, vedeți cum împărăția lui Dumnezeu e mult mai mare? Include mult mai multe lucruri? Și între ele și această celulă, dacă vreți, pe care Biblia o numește biserică. Acum, de ce asta e important? Hai să revenim la practică. Unde ne ajută pe noi asta în viața practică? Sunt unii teologi care cred, sunt unele biserici care cred că biserica este împărăția. Și dacă împărăția lui Dumnezeu este peste toate, înseamnă că biserica are autoritate peste lumea aceasta. Peste împărățiile lumii acesteia. Dacă Dumnezeu a dat autoritate bisericii și biserica este împărăția, înseamnă că biserica trebuie să se impună în lumea aceasta și să aducă în lumea aceasta voia lui Dumnezeu și să impună voia lui Dumnezeu. Și unii cred, unele biserici cred că biserica va reuși să cucerească lumea aceasta, să facă din lumea aceasta o biserică, biserica va reuși să oprească războaiele lumii, biserica va reuși să rezolve problemele lumii, dar biserica nu va reuși toate aceste lucruri. De ce? Că nu este scopul ei. Biserica nu este împărăție. Știți cine va reuși toate acestea? Când se va arăta împăratul. Noi nu suntem împărăția, suntem parte din împărăție. Dar când se va arăta împăratul, când va reveni a doua oară, atunci el, împărăția lui va fi vizibilă, în slavă, glorificată, va fi acolo 100%, atunci el va rezolva toate aceste probleme. Până atunci, cum e biserica? Vă spun eu cum e biserica. O minoritate nedreptățită, persecutată, pusă la colț, pedepsită pe nedrept, așa va fi până atunci biserica. Biserica nu e împărăția, biserica nu este poporul evreu.
1 Corinteni 10, 31 și 32 spune așa: fie că mâncați, fie că beți, orice faceți, zice, să nu fiți o pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Observați distinția. Unii sunt evrei, alții sunt greci, alții sunt biserică. Nașterea bisericii nu anulează poporul evreu. Că tot, știu că zilele astea v-ați uitat la știri mult, prea mult unii dintre voi. Biserica nu este poporul evreu. Biserica este biserică. Poporul evreu a rămas poporul evreu. Acum, nu toți teologii sunt de acord aici, dar noi credem că biserica și evreii sunt două entități diferite cu care Dumnezeu are planuri diferite. Da, planurile astea se intersectează uneori. Da, există profeții făcute poporului evreu care și-au găsit împlinirea în biserică, dar în cele din urmă biserica n-a înlocuit poporul evreu. Poporul evreu a rămas poporul special al lui Dumnezeu, cu care Dumnezeu încă mai are un plan. Care este? Vom vedea. Și dacă vreți să citiți, Roman 11 spune că ei acum sunt într-o împietrire, dar vine vremea când ei se vor întoarce în masă la Hristos, și atunci când vor crede în Hristos și ei ca și mine, prin credința în Hristos, vor intra unde? În biserică. Dumnezeu are cu ei un plan. Vreau să spun ceva. Când citești Biblia, ai grijă, nu lua promisiunile făcute poporul evreu, nu lua profețiile făcute poporul evreu și să le iei peste tine. Nu vreau ca să fii dezamăgit. Nu vreau ca să spui: Doamne, dar de ce scrie așa și de ce mi se întâmplă altfel? Ce a promis Dumnezeu poporului evreu, va face poporul evreu. Dar biserica nu este Israelul. Am văzut ce nu-i biserica. Hai să mergem la al treilea punct al predicii și să descriem biserica. Cum spune Biblia că este biserica? Există multe imagini, multe metafore ale bisericii, unele din Vechiul Testament, altele din Noul Testament, ele sunt mult prea multe să le analizăm pe toate aici. Am ales doar trei dintre ele: poporul lui Dumnezeu, trupul lui Hristos și templul Duhului Sfânt. Dacă observați, acoperă întreaga Sfântă Treime: poporul lui Dumnezeu Tatăl, trupul lui Hristos care e Fiul și templul Duhului Sfânt. Cum e biserica descrisă? Biserica este, în primul rând, poporul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 6:16 spune: eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Roman 8 spune în altă parte: voi numi popor al meu pe cei care nu erau poporul meu și prea iubită pe cea care nu era prea iubită. Voi zice, acolo unde nu se zicea sunteți poporul meu, voi veți fi numiți fiii Dumnezeului celui viu. Adică Dumnezeu spune, am să-mi creez un popor. Nu poporul evreu, ci un alt popor, poporul bisericii. Acum, noi deseori spunem că Dumnezeu în Vechiul Testament a ales un popor. Vreau să spun, El n-a ales un popor, El a ales un om. Și din om, dintr-un om a făcut un popor, din Avram. A avut grijă de urmașii lui până au devenit un popor. Și Dumnezeu nu l-a lepădat, încă mai are de lucru cu el. Dar noi astăzi trăim un alt har în care Dumnezeu ce face? A creat un popor. Ei, Pavel spune, taina ascunsă de viacuri care era? Că acest popor al lui Dumnezeu, care e biserica, va include toate neamurile. Român, american, orice fel de continent, oricine va crede în Hristos va face parte din acest popor al lui Dumnezeu numit biserica. Cine suntem? Suntem poporul lui Dumnezeu. Uite câteva implicații aici. Dumnezeu are satisfacție când are grijă de poporul lui. N-are Dumnezeu plăcere mai mare decât să aibă grijă de poporul lui. Mai mult, Dumnezeu așteaptă loialitate de la poporul lui. Ascultă-mă, ești biserică? Fii credincioasă lui Dumnezeu. Fii loial lui Dumnezeu. Nu-L înșela pe Dumnezeu. Să n-ai alți Dumnezei în afară de Dumnezeu. Să nu-ți faci chip ciuplit. Nu fii necredincios, nu fii necredincioasă. Dumnezeu așteaptă loialitate, Dumnezeu ți-a dat un semn ca dovadă că ești poporul lui. Știi care e semnul? Pentru evrei era tăierea împrejur, un semn fizic, în carne. Ei, în cazul nostru, e un semn interior, e tăierea împrejur a inimii. Știi de unde ești? De unde știi că ești parte din poporul lui Dumnezeu? Inima ta a fost schimbată. E o tăiere împrejur a inimii. Mai mult îți mai spun ceva. Dumnezeu așteaptă un anumit gen de sfințenie de la poporul lui. Fiți sfinți că eu sunt sfânt. Ești sfânt? Te comporți diferit?
Te comporți ca un om care ești pus deoparte, asta așteaptă Dumnezeu de la poporul lui. A doua imagine, trupul lui Hristos. Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte mădularele lui. Biserica, zice, este trupul lui Hristos, plinătatea celui ce împlinește totul în toți. Asta e cea mai complexă imagine a bisericii, cea mai bogată imagine a bisericii, trupul lui Hristos. Știi ce spune această imagine? Că Dumnezeu azi lucrează, dar prin ce? Prin biserică. Tu ești mâna lui Hristos, întinsă. Unde ești prezent tu, este prezent Hristos. Unde ești prezent tu, îți prezente promisiunile lui Hristos. Hristos nu mai este fizic pe pământ, dar este prezent prin cei, prin trupul lui, care suntem noi. Noi suntem în această lume trupul lui Iisus Hristos. El a zis, mergeți în toată lumea. Nu trebuie să vină îngerii ca să facă ceea ce tu poți face, pentru că tu ești trupul lui Hristos. Mai mult vreau să spun ceva, Hristos e capul. E capul de care depinde mântuirea noastră și care asigură mântuirea noastră. El este capul trupului. Toți dintre noi, ascultă-mă bine, sunteți uniți cu cine? Cu capul trupului, care e Hristos. Toți sunteți uniți de Hristos, toți suntem conduși de Hristos, așa cum capul dă direcție trupului fizic, capul acesta care e Hristos dă direcție trupului spiritual, care este biserica. Cu cine ești tu unit? Cu Hristos. Cine asigură mântuirea ta? Hristos. Cine asigură viața ta? Hristos. Mântuirea ta nu depinde de mine? Mântuirea ta nu depinde de că ai semnat tu sau că ai spus tu în fața mea ceva. Mântuirea ta depinde de relația ta cu Hristos. El e capul trupului. Dar îți mai spun ceva. Dumnezeu vrea ca în trupul lui să fie relații, armonie. Nimeni nu e singur, nimeni nu e insulă. Nimeni nu e autosuficient. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că darul meu e spre zidirea ta și darul tău e spre zidirea mea. Înseamnă că povara mea e povara ta și povara ta e povara mea. Asta înseamnă că suntem trup. Înseamnă că bucuria mea ar trebui să fie și bucuria ta. Ar trebui să fie bucuria noastră. Nimeni nu-i singur. Suntem ce? Un trup. Dar mai mult suntem templul Duhului Sfânt. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Biserică, tu ești templul Duhului, că Duhul Sfânt locuiește în tine, nu știi? Ce înseamnă asta? Înseamnă că El face viața bisericii potrivită pentru Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dă putere bisericii. De unde vine puterea bisericii? De la Duhul Sfânt. De unde vine progresul bisericii? De la Duhul Sfânt. Cineva spunea că noi am putea ține o predică mai bună ca lui Petru din Fapte 2. Îți spun eu că am putea ține. Dar n-am avea rezultate mai bune ca el. Știți cine dă rezultatele? Duhul Sfânt. De aceea biserica va progresa. De ce? Pentru că puterea Duhului este de la Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu dă doar putere, dă sensibilitate. Duhul Sfânt îți spune, asta vrea Hristos, asta nu vrea Hristos. Aici ai făcut bine, aici n-ai făcut bine. El vă va călăuzi în tot adevărul. Duhul Sfânt dă daruri. El decide cui, El decide când, El decide cum. Duhul dă sfințenie. Vreau să închei în dimineața asta cu o întrebare. Am văzut ce e biserica. Am văzut ce nu e biserica. Am văzut cum e descrisă biserica. Dar știți care e cea mai importantă întrebare? Tu faci parte din biserică. Faci parte din biserică. Nu te întreb dacă frecventezi clădirea unei biserici, dacă mergi la biserică. Nu. Faci parte din biserică. Ești tu biserică. Nu te întreb dacă numele tău e scris într-un registru. Și te întreb dacă numele tău este scris în cartea vieții mielului. Că dacă nu e acolo, poate să fie în toate bisericile. Și în toate mănăstirile. Și în toate locurile de închinare, în toată lumea. Faci parte din biserică? Nu te întreb dacă tatăl tău a fost creștin. Sau mama pocăită. Și te întreb dacă Dumnezeu când se uită la tine zice, da copile, da fiule. Ți-am dat dreptul să te numești copilul meu. Te-a adoptat Dumnezeu în familia Lui. Atunci faci parte din biserică. Nu te întreb dacă cultul tău are dreptate sau are mai multă dreptate decât alte culte.
ci te întreb dacă tu te-ai îmbrăcat cu dreptatea lui Hristos. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când vei fi la judecată, Dumnezeu se va uita la tine și nu te va vedea pe tine, ci le va vedea pe Hristos. Asta înseamnă că te-ai îmbrăcat cu dreptatea lui Hristos, că El a trăit în locul tău viața pe care tu nu poți trăi și la judecată ești ascuns în rănile lui Hristos. Nu-i după fapte, e după har. Nu-i după ce am făcut eu, e după ce a făcut El pentru mine. Ești îmbrăcat cu dreptatea lui Hristos? Faci parte din biserică? Dacă nu, fă un pas astăzi. Poate ți-e frică să faci decizia asta. Vreau să-ți dau o veste bună, nu ești singur. Noi suntem ce? Poporul lui Dumnezeu. Noi suntem ce? Familia lui Dumnezeu. Noi suntem trupul lui Iisus Hristos. Nu depinde doar de noi, stai liniștit. Duhul Sfânt, care este puterea lui Dumnezeu, te va ridica atunci când tu o să cazi. Tu faci parte din biserică? Haideți să cântăm. Hai să ridicăm în picioare și vreau să cântăm împreună. Invit și trupa să vină aici în față și asta e obiceiul nostru. La fiecare final de program vreau să avem un moment de închinare și vreau ca să fie un moment în care să te închin lui Dumnezeu. De ce nu să iei decizii în fața lui Dumnezeu? A văzut ce e biserica, dar nu pleca liniștit acasă dacă nu faci parte din biserică. Cântarea pe care o vom cânta spune că Dumnezeu se va ține întotdeauna de cuvânt. El a zis așa: eu îmi voi zidi biserica mea. A zidit Dumnezeu biserica lui? Da. Știi ce zicea cineva? Că faptul că există încă biserică e o minune în sine. Cu toate slăbiciunile mele, cu toate falimentele mele, cu toate gafele pe care le-au făcut uneori oamenii, Dumnezeu a zis: am să zidesc biserica mea și după 2000 de ani ea există și va exista până la capăt și apoi în veșnicie.